Bun găsit! Sunt profesor Mândița Baias și vă prezint partea finală a demersului meu de a construi un proiect de dezvoltare instituțională și vă prezint câteva anexe. Diagrama Gantt a procesului de implementare și elaborare a planului de dezvoltare instituțională și sunt activitățile derulate în timp. De exemplu, în prima ședință de elaborare a PDI, este vorba de săptămâna întâi, are loc deci prima ședință, și ce se întâmplă la acea ședință? Se constituie echipa de elaborare a PDI-ului. O a doua activitate, în a doua săptămână, atelier de elaborare a misiunii. Are loc săptămâna 2 și rezultă, după acest atelier, draftul misiunii va fi elaborat. Și așa mai departe, atelier de elaborare a viziunii, acesta are loc în săptămâna 3, ca produs avem draftul viziunii pe care îl vom avea elaborat. Redactarea finală a viziunii va avea loc tot săptămâna 3 și avem final viziunea elaborată. Se continuă cu toate activitățile derulate pentru a elabora planul de dezvoltare instituțională. Le prezint pe rând pe toate. Consultări privind analiza situației, are loc în săptămâna 5. Și vom avea ca produs opiniile angajaților, elevilor, părinților. Alte activități, consultări privind obiectivele strategice, se culeg opiniile angajaților, elevilor, părinților. Aceasta are loc în săptămâna 7. Celelalte activități până la finalul săptămânii a 10-a. Proiectul acesta a fost derulat, a fost elaborat pe parcursul a 10 săptămâni, dar fiecare școală este liberă să decidă în ce interval de timp elaborează propriul proiect de dezvoltare instituțională, astfel încât în ultima săptămână de activitate vom avea PDI-ul aprobat. Monitorizarea PDI în termen de incluziune. Și avem aici câțiva indicatori pe care îi vom... Elemente introductive. Este PDI fundamentat și ajustat în funcție de rezultatele PDI anterior? Dacă da, bifăm da. Dacă nu, nu. Este PDI validat în Consiliul Profesoral și aprobat în Consiliul de Administrație? Bineînțeles că ar trebui să bifăm da. Este formulat pentru o perioadă de 3-5 ani și în felul acesta derulăm toți indicatorii pe care ar trebui să-i îndeplinească un PDI bine elaborat în termen de incluziune. Este surprinsă participarea comunității la viața școlii? Da sau nu? Este bifat acest lucru. Datele de identificare ale școlii. Sunt prezentate datele de identificare ale școlii, denumire, adresă, telefon? Da, nu. Bineînțeles că ar trebui să bifăm da. Este prezentat un scurt istoric al școlii care cuprinde elemente de continuitate? Toate acestea sunt indicatori care odată parcurși, odată îndepliniți, pot conduce la un PDI corect elaborat. Vă prezint în continuare acești indicatori, resursele umane, profesori. Este realizată o analiză calitativă a datelor cu privire la rezultatele umane, la resursele umane. Date despre elevi, este prezentat progresul elevilor care întâmpină dificultăți în învățare, resursele materiale și financiare, analiza SWOT, analiza PESTE, ținte și opțiuni strategice. Sunt formulate 4-6 ținte strategice, derivă din nevoile identificate, în cazul nostru, cum am vorbit în partea anterioară, din problemele identificate și corect formulate. La final se elaborează planul operațional, acesta se derulează pe parcursul unui an și poate fi și el evaluat în termeni precum sunt formulate obiective SMART pentru fiecare țintă, sunt indicate pentru fiecare activitate rezultatele așteptate, indicatorii de performanță și așa mai departe, toți indicatorii pentru planul operațional. Modalități de monitorizare și evaluare. Vă urez succes în realizarea proiectului de dezvoltare instituțională.